Și pentru că e duminică, hai să scoatem racheta albastră la plimbare. Așa cum am zis. Dar pentru început facem testul cu moneda. Vedem cum stă aici, că bordul e cam înclinat la asta. Deci bordul nu e drept aici, e înclinat încolo. Trebuie să-l pun foarte în margine. Nu stă. Nu stă. N-am unde să-l pun, din păcate, la Ford. Deci la Ford n-ai unde să pui moneda, pentru că e foarte curbat. N-am, îmi pare rău, testul cu moneda nu-l faci. Îi dăm OK. Așa. Lăsăm să stingă aparatele. La sfert de manivelă. O săptămână. Hai, ieșim și mergem să dăm o tură și să facem și niște poze pregătitoare vânzării. E frumos, merge mașina asta. Deci am 1500 de ture, sunt cu a treia. Deci are cuplu și acum, uitați, merg și cu 1100 și cu 1200 de ture. Trage, e cu a treia, da? Ce frumos merge. Plerez puțin și imediat răspunde. Din plimbările mele și vlogurile trecute, poate vă aduceți aminte, aveam un zgomot ciudat aici în zona asta. O vibrație, o ceva care nu știam de la ce vine. Ceva rupt în ochi. Nu e așa. Am descoperit între timp, când cei care mi-au montat parbrizul aici sus, da, unde este senzorul de noapte și de ploaie, are o carcasă, un ornament de plastic, uitați. Ăsta. Da? I-au rupt piciorușele când l-au montat și ăsta făcea zgomotul care se reflecta de acolo aici și eu l-auzeam ca fiind aici vibrația aia, zângănitul ăla de plastic desfăcut, rupt. L-am comandat, costă 100 de lei capacul ăla pe original. Zilele astea trebuie să apară. Dar ce frumos merge mașinuța asta. Uitați cum ia curbele, ce sensibile e la curbe și ce pedală are. Că dacă îi dau acum un sprint, te bagă în scaun. Ce frumos și lin merge mașina asta. Sunt cu a cincea. La 2000 de ture schimba 6. Deci practic ea e subturată și are pedală. Deci are pedală. Accelerez și are pedală. Are cuplu. Fâșie, atâta sau doar zgomotul roților, rulajul. Deci merge perfect, perfect.
Hai, vom face niște poze. Hai să vă arăt ce e aici. Deci aici este parcarea unde bombardierii cu rablele lor, Golf 4, Golf 5, pisicuțe și alte mâțe, vin și se dau cu mașinuțele, fac drift. Da, noi să facem poză la mașina asta aici. Am făcut ceva poze. O să mai fac într-un loc niște poze, într-un loc mai umbros. Cu soare nu prea ies bine pozele. Mașina e cu A6 acum. Are 1500 de ture la 100 la oră. Merge foarte bine și are cuplu. Adică are, împinge, când accelerează împinge. Ajunge la 120. Deci mașina asta te poate lăsa fără permis. Nu te înveți cu ea. Haide să mergem la pădure, să vedem acolo dacă putem face niște poze. Am găsit și o pădure aici prin apropiere. Să văd acum unde opresc, să pot să fac niște poze. E frumos pe aici. Uitați cum urcă cu a treia. Ei nu simte, nici nu simte. Aici, pe aici, pe undeva. Avem o pădure interesantă unde se face picnic. Din păcate mai se ieși în pingerie. Asta e mașina ta. Deci asta e mașina. La exterior e 90%, să zic. Are foarte mici detalii de acoperit. Vreau sugestii de prețuri, dacă puteți să-mi scrieți. Ce copac interesant. Și se aude câteodată cât un scârțâit. E, cred că de la pomii ăștia că se mișcă. Un scârțâit așa mai sumbru.
bagaj curat. Husa aia stă tot timpul pe mașină. Mașina stă curată, uscată. Distanțier pe roți de 20 originale. Facelift cu pachet ST în perfectă funcționare. Xenoane. Care știți ce este mașina asta, nu e nevoie să vă spunem. Piele, scaune încălzite, răcite, oglinzi electrice încălzite, oglindă heliomată, lumini la interior de noapte, tip submarin. Asta este ce v-am spus, că s-a rupt de la oglinda și l-am comandat împreună cu ăsta și să-l pun să fie totul la locul lui. Cam atât, termin țigara. Mergem la editat.